James Arthur, un pic mai devreme și grațiunea zilei. Ne pregătim pentru întâlnirea cu Cătălin Striblea. De altfel, Cătălin chiar a venit în studio. Salut! Salutare, bine v-am găsit! Stăteam, îl ascultam pe James Arthur și îmi dădeam seama că parcă și victoria lui Ludovic Orban era așa un pic imposibilă. Era, nu? Da, dar adică... el știa asta, cred, la un moment dat a simțit că e imposibil să câștige. Prea mari au fost forțele care s-au bătut asupra lui, susține Ludovic Orban. Și astăzi a avut un discurs în care tehnic a acuzat pe toată lumea. Hai să vedem. Sunt foarte curios care au fi fost domne forțele alea. Ne explică imediat Cătălin. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, la două zile după ce Florin Câțu a fost ales în funcția de președinte al PNL, Ludovic Orban a explicat și ce înseamnă că nu mai are un parteneriat cu Klaus Iohannis. Domnul Orban a avut o declarație de presă în care a făcut o serie foarte lungă de acuzații la adresa președintelui, a premierului, a colegilor de partid și a mai multor instituții de stat care s-ar fi implicat în alegerea lui Florin Câțu. Dacă ar fi să luăm pe rând așa, declarațiile sună în felul următor. Președintele României a încălcat Constituția prin comportamentul său la Congres. Comisia de control a SRI ar trebui să cerceteze acest subiect, sugerând că SRI s-a implicat în alegerea noului președinte al PNL. Și, de asemenea, puterea de stat a fost folosită pentru intimidarea membrilor PNL. Aici, fiind destul de vag, trebuie explicat și anume că e vorba de diverse instituții de stat sau care au fost folosite de politicieni ca să dea sau să nu dea anumite sume de bani, funcții, constrângeri de genul acesta pentru clientela politică. Adică, domnule, premierul s-ar fi folosit de acest lucru ca să tranzacționeze voturi. Asta este ideea de bază. Și spune că ceea ce s-a întâmplat acolo este o lovitură de partid și sunt cele mai grave încălcări ale normelor democratice din spațiul nostru democratic. Sunt cuvinte destul de dure folosite de Orban. Spune așa, campania lui Florin Câțu este o campanie caracterizată prin presiuni, amenințări, utilizarea puterii de stat în intimidarea membrilor PNL. Au fost utilizate promisiuni de bani publici în care președintele PNL a fost atacat mai mărșav decât de PSD. Totul a culminat cu un așa zis congres în care a fost încălcat în mod flagrant și grav dreptul fundamental de a alege liber. Mecanismele de control sunt desprinse din apanajul regimurilor totalitare, spune Ludovic Orban. Să vezi miniștrii primari cum împiedică exercitarea liberă a dreptului de vot e fără precedent în democrație. La ce se referă fragmentul ăsta? Au fost și acuzații, dar sunt și înregistrări la vedere și așa mai departe, cu votul controlat, adică să arăți ce ai votat. Au fost și câte doi oameni în cabină, acolo a fost scandal. Nu e clar în ce măsură asta ar fi răsturnat votul. Dar poate dacă votul nu ar fi avut căderea politică a președintelui Iohannis, poate ar fi fost de altă natură, să spunem lucrul acesta. Nu știu, l-a întrebat cineva pe Ludovic Orban ce urmează să facă în partid, în PNL? Rămâne? Pleacă? E foarte bună întrebarea, de ce? Pentru că atunci când faci genul acesta de declarații și le faci contra președintelui și a noii puteri din partid, este foarte clar că tu vei fi izolat, tras la răspundere, pedepsit cumva pentru genul acesta de declarații care, tehnic, sunt asemănătoare, cum spunea un ascultător la România în direct, cu ce povestește Liviu Dragnea, cu sistemul care vine și pune și face și drege. Ori să vină o astfel de acuzație din interiorul PNL la adresa lui Klaus Iohannis, nu s-a mai întâmplat niciodată. Deci, probabil că vom ajunge la vorba domnului Câțu, care a spus că dacă domnul Orban nu-și clarifică poziția, ia că așa clarificat-o, o să explice ei ce înseamnă parteneria cu domnul Iohannis. Acum, domnul Orban și-a depus demisia, ăsta e un joc de șah, de la Camera Deputaților, dar nu și-a depus-o acolo unde trebuie, la Registratura Camerei Deputaților, ca să se constate. A depus-o la domnul Câțu și a zis, ia uite, ia-o tu și înregistrează-o tu când vrei. Aha.
Pentru că, zice domnul Orban, pe drept cuvânt aici, zice, dacă eu mă duceam la registratură și nu mai eram președintele Camerei Deputaților, în angrenajul din momentul ăsta, pierdeam noi PNL-ul funcția asta. Așa că, domnule Câțu, descurcă-te mata cu când crezi. Nu e în mod clar, după asemenea declarații, Ludovic Orban sigur că va fi tras pe oarecare linie moartă, să-i spunem da, așa. Până la urmă a făcut ce a promis, nu? Voi pierde alegerile, da. Luni la prima oră îmi voi depune demisia pe nu știm când și cum va face, va folosi premierul Câțu drept pe carte de joc în negocierile care vor urma, cu siguranță, dar nu știm cât și în ce măsură și mai ales când. Dar, dacă mă întrebați la cum funcționează partidele din România, deocamdată încă 3 ani până la finalul mandatului președintelui Iohannis, domnul Orban nu va mai avea mare lucru de spus după declarațiile astea. Da, sunt curios dacă va rămâne totuși ca membru PNL sau va pleca spre altă formațiune politică. Nu cred că dar... va pleca. Nu, este un, cum spre se spune, un nou soldat PNL credincios sau... al partidului. Sigur că astea sunt declarații politice. Interesant ar fi fost să fie și susținute cu ceva, că în afară de cele de nereguli la vot, aici domnul Orban chiar ar trebui să pună ceva pe masă. Mulțumim, Cătălin, pentru comentarii. Te așteptăm mâine la România în direct. Continuă drum cu prioritate.